Cu emoție și mult entuziasm, așa a fost primit Moș Crăciun de către copiii care fac parte din programele Asociației Brother Willy. Copiii l-au întâmpinat pe moșu cu un program de colinde și cântecele, iar ca răsplată pentru străduința lor, la final au fost răsplătiți cu o mulțime de cadouri. După amiază plină de emoție la Casa Municipală de Cultură din Zalău, unde a avut loc serbarea de Crăciun a copiilor special de la Centrul de Referință pentru Boli Rare din România. A devenit o tradiție ca în preajma sărbătorilor de iarnă la Centrul Noro să poposească moșul cu tolba plină de cadouri. Am dorit să oferim părinților momente de magie a Crăciunului și copiilor noștri am dorit să le oferim niște surprize. De aceea l-am invitat pe Moș Crăciun astăzi să fie alături de noi, să vadă ce am învățat în timpul anului și să putem să ne urăm unii altora sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani tuturor! În continuarea programului, copiii de la mic la mare au susținut un mic spectacol care a surprins colinde tradiționale, dar și cântece și dansuri, părinții fiind extrem de emoționați să își vadă copiii cum cântă și dansează. Și așa cum cere tradiția, la final Moș Crăciun a împărțit daruri tuturor celor prezenți la eveniment.